Unul dintre evenimentele devenite deja tradiție la fiecare final de an în Municipiul Roman și anume celebrarea Nunții de Aur, aniversarea cuplurilor care au împlinit în anul în curs 50 de ani de la căsătorie, va fi ținută și în 2020. În acest sens, primăria a adresat persoanelor care au celebrat o jumătate de secol de la Unirea destinelor să prezinte la sediul instituției Biroul Unic până la data de 15 decembrie următoarele documente copie după certificatul de căsătorie și copie după cărțile de identitate sau buletinele ambilor soți. Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0727 227 145. De precizat că în acest an nunta de aur nu va mai consta și în petrecerea propriu-zisă, ținută la un restaurant, evident din cauza restricțiilor impuse de pandemie. În anii din urmă, evenimentele de acest gen s-au dovedit binevenite, mai ales în prag de sărbători, dând practic pentru seniori tonul sărbătorilor de iarnă. Cuplurile care au supraviețuit 50 de ani împreună vor primi în această lună câte o atenție din partea primarului Leonard Achilloae și a consiliului local, urmând să fie stabilit și cadrul pentru derularea evenimentului în condiții de siguranță sanitară, mai ales că este vorba despre o categorie cu risc ridicat de îmbolnăvire cu noul coronavirus. S-a demarat uh, activitatea deja consacrată sub denumirea de Nunta de Aur, și aș vrea să fac precizarea că acest, această acțiune anul acesta va îmbrăca o altă formă: faptul că uh, măsurile de restricție sunt în vigoare, uh, activitatea se va desfășura uh, fără ceea ce spunem noi, parte de socializare. Ce va fi marcat momentul, prin, doar printr-o felicitare directă a celor persoane care urmează să se înscrie la, pentru acest eveniment.